Funcționează microfon? Da, cred că da. Doamnă președinte, e mai bine așa. Mă descurc, vă mulțumesc. Da, să stau și jos, dar prefer să stau în picioare, să mă vedeți, să vă văd și eu pe dumneavoastră și cred că e mult mai practic așa. Doamnă președinte, domnule primar, domnule viceprimar, domnilor și domnilor consilieri, doamne și domni funcționari publici, încep prin a vă mulțumi pentru oportunitatea pe care o am astăzi de a fi în fața dumneavoastră și a vă spune în câteva cuvinte lucruri despre compania, activitatea și proiectele noastre. Două, trei vorbe despre mine și apoi câteva sute despre compania noastră și proiectele noastre, dar nu mai mult de 10 minute, iar la sfârșit sunt aici ca să vă răspund la orice fel de întrebare ce avea referitor la activitatea noastră. Doru Avramescu mă numesc. Sunt de profesie inginer de petrol și gaze, ca studii economice, Management Development Institute, apoi la Frankfurt și un MBA pe Leadership la Oxford. Lucrez de vreo 20 de ani în petrol și gaze, activitate în rafineria Petrobras de lângă Ploiești, de la inginer stagiar până la director logistică, director producție și apoi o perioadă ca expat pentru tot ce înseamnă terminale operaționale ale OMV-ului. De la jumătatea anului trecut sunt la Rosser și acum despre companie. Este compania care a cumpărat activele aferente platforme industriale RAFO, fosta rafinerie RAFO. Asta se întâmpla la 1 august anul trecut. Și începând cu acel moment, această companie, Rosser Green Energy, a preluat întreaga activitate și poate tot ceea ce se întâmplă pe platforma RAFO. Este o companie 100% românească, acționariatul este alcătuit din cei care au grupul de firme Grampet. Companie nouă, care a fost creată tânără, a fost creată înainte de preluarea activelor de la RAFO. Și am început în acel moment, în august anul trecut, să facem o evaluare și o analiză foarte clară a ceea ce se întâmplă pe platformă, dar ce se întâmplă și în realitatea economică pe care o trăim în viața de zi cu zi. Ca o concluzie, deși e dureros din partea mea care ar fi nou să o spun, după această analiză am ajuns să înțelegem că rafinăria, așa cum am fost noi învățată cu ea, cum a fost ea proiectată și cum a lucrat atâția ani de zile, nu va mai putea fi repornită. De ce spun asta și doar în câteva cuvinte? Pentru că de la an la an industria auto ne dă mai mult cai putere și consum mai mic de carburant, pentru că nimeni nu mai arde corpură și copți ca să se încălzească, pentru că avem motorizări alternative, că vorbim de CNG, LNG, hidrogen, baterii și așa mai departe, și de asemenea energia vine din alte surse. Dar cu siguranță mașinile vor circula, dar cu siguranță lumina se va aprinde în orice încăpere și cu siguranță încălzirea va merge în continuare, numai că din alte surse. Fapt pentru care, generic vorbind, ne-am propus la acel moment să transformăm o rafinărie tradițională de petrol, de țiței, într-un producător de energie verde. Este un proiect dificil, foarte, foarte provocator, dacă vreți. Suntem singuri care facem lucrul ăsta în România. Mai este o companie care face în Europa, e vorba de rafineria Heide din nordul Germaniei, puteți oricând să verificați pe internet. Și undeva după noi, la începutul anului ăsta, sfârșit de ianuarie, început de februarie, o altă rafinerie aparținând de grupul Total Elf a plecat pe același drum, este o rafinerie din Franța. Ce înseamnă asta? Sau ce vrem să facem acolo? Păi, în primul și în primul rând, am zis că pornim partea de structură logistică. Asta înseamnă rampele de încărcare și descărcare auto, CF, parcuri de rezervoare, cale ferată. Poate, dacă din dumneavoastră, în ultima perioadă, ați avut ocazia să mergeți pe strada industriilor, să vedeți trecerea la nivel cu calea ferată, calea ferată până în gara Bozești este complet schimbat. Și traverse, și șină, și piatră spartă, și așa mai departe. Lucrările de modernizare la rezervoare sunt făcute, la rampe, la fel, sunt făcute, fapt pentru care activitatea logistică este deja pornită. În afară de activitatea asta logistică, ne gândim la proiecte noi care am spus, vrem să transforme rafineria asta dintr-o rafinerie de producătoare de țiței într-un producător de energie verde și mă refer aici la un proiect
în care vrem, pe o suprafață destul de mare, aproape 200 de hectare, să venim cu panouri fotovoltaice, să obținem astfel energie verde, în spatele lor să venim cu un set de baterii sau acumulatori lichid-ion, care să poată oferi pe piața de energie sisteme de furnizare și echilibrare de sistem atunci când piața o cere. După ele să venim cu o fabrică de hidrogen verde, pentru că dacă pui pădure și tai copacii doar ca să vinzi lemn brut, nu faci nimic și plus valoarea este foarte scăzută. Dar dacă folosești energia verde să o duci în hidrogen verde, deja discutăm de cu totul și cu totul o altă clasă. Hidrogen verde care îi va veni momentul, nu intru în discuții, deocamdată nu avem legislație nici primară, nici secundară, dar e clar drumul pe care Europa merge și cu siguranță și România. Un alt proiect este dedicat unei fabrici de bioetanol. Bioetanol, pe românește, benzină bio. Acum când mergem la pompă și alimentăm mașina de benzină, din 100%, 93% e benzina din țiței și 7% e acest bioetanol sau benzină bio, care nu e făcută din țiței. E făcută din surse regenerabile și din e făcută fără poluare, fără noxe. Și asta vrem să facem. E vorba de o fabrică de bioetanol. În momentul de față, în România nu există niciun producător de bioetanol. A fost undeva la Zimnicea, din porumb, generația întâia, dar este închisă. Deja vorbim de generația a doua acum. Iar cei de la Clarian, care construiesc lângă Craiova, la Podari, primii 5 ani de zile din producție, sunt deja vânduți către Germania. Vor intra în funcțiune, cred că octombrie anul ăsta. Un alt proiect pe care îl avem este vorba de o fabrică de baterii, acumulatori lichid-ion, care să fie produși la Onești și care să deservească începând de la industria auto până la containere de 14 metri pe 6 metri, acumulatori foarte, foarte puternici care pot să stocheze energie electrică. De ce am venit astăzi aici? În primul și în primul rând am vrut să aflați lucrurile astea direct de la sursă, de la mine, direct deschis cu subiect și predicat și să vă pot răspunde la orice fel de întrebare aveți. Am considerat o chestie de normalitate ca să fiți primii care află lucrurile astea. E clar că vom merge mai departe, vom discuta la nivel de ministere, la nivel de agenții, vom discuta în Comisia de Industrie, de la nivelul Parlamentului. Vom ajunge în media și nu vreau să ajungeți seara acasă să, nu știu, butonați, ajungeți pe Digi sau deschideți un site în online și vedeți ceva despre Unești și spuneți, dar noi, ca administrație locală, oare de ce nu știm? Deci, despre primii care află, am venit să vă spun lucrurile astea și să le aflați direct de la sus. De ce am venit până acum? Din august și până acum? Păi, era, așa consider, o lipsă de profesionalism din partea mea să vin să vă spun ceva, ceea ce nu era încă finalizat, nu era coagulat ca și proiect. Dacă veneam în noiembrie, pur și simplu nu știam ce să vă spun. Dacă veneam în ianuarie, nu aveam toate datele și încă planul nu era finalizat, altfel încât să vă spun, avem proiectul ăsta, ăsta, ăsta și ăsta. Indiferent ce am vrea să facem, totul pleacă de la oameni și totul se face cu oameni. Am plecat de la 40 de persoane atunci când am preluat echipa care rămăsese la nivelul platformei industriale. Am ajuns în momentul de față la 110. Creșterea pe care o estimăm la nivelul structurii organizatorice a companiei urcă pas cu pas prin dezvoltarea proiectelor până la 850 de persoane. De asemenea, tot ceea ce se întâmplă acum, tot colectivul, toate persoanele care lucrează în afară de mine, e drept, sunt din Onești. Deci asta înseamnă 99,9%. Din 110 persoane, 109 sunt din Onești. Toate activitățile care le facem, începând de la transportul de persoane, firmă din Onești, sănătate, securitate, muncă, firmă din Onești, medicina muncii, firmă din Onești, lucrările de reparații, electrice, mecanice, automatizări, absolut tot, partea de proiectare, venim la dumneavoastră pentru a depune certificate, autorizații și așa mai departe, partea de mediu, toate proiectele, toate sunt făcute cu firme din Onești. Și e normal să fie așa, e firesc. Mai mult decât atât, am spus-o și o repet. De fiecare dată, oricine, din dumneavoastră, sau din reprezentanții ai mass media locali, sau dacă doriți să discutăm despre orice subiect care face atingere la platforma industrială, la referentă fostei rafinării RAF sau la compania Rosservin Energy pe care o reprezint,
Ușa noastră e deschisă, telefonul meu de asemenea. Discutăm deschis, direct, cu date, cu cifre, având o colaborare și o comunicare cât mai bună. Ăsta a fost scopul pentru care eu am venit azi în fața dumneavoastră. N-am venit să vă cerem ceva, n-am venit să solicităm ceva punctual. Vrem doar o colaborare și toată colaborarea asta se transpune în efecte la nivelul întregii comunități din Onești. Pentru că și astea sunt calcule, sunt date statistice, pot fi demonstrate foarte ușor. Efectul economic al fiecărui euro, leu investit, este prin multiplicare de 4 ori. Se reîntoarce prin taxe și impozite, prin materiale, prin forță de muncă și așa mai departe. Iar lucrul ăsta este în primul și în primul rând nu neapărat pentru ROSER, sau nu doar pentru ROSER, ca un avantaj, nu doar pentru oamenii care lucrează pe platformă, nu doar pentru Consiliul Local sau Primăria de la Onești, este pur și simplu pentru întreaga comunitate din Onești. Cam asta am vrut eu să vă spun. Vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea asta și repet, dacă aveți întrebări, sunt aici și vreau să vă răspund direct deschis pentru ceea ce vreți să cunoașteți față de ceea ce poate eu nu am atins în discursul meu. Dacă îmi permiteți, Ciprian Zazu, mă numesc. Nu știu dacă am fost atent sau nu. Orizontul de timp al acestui investiții și valoarea investițiilor la care ați făcut dumneavoastră referire din cele 3-4 proiecte care le-am văzut dumneavoastră în zonă. Mulțumesc. Ca număr de angajați, 850 se dorește nivelul de atins. Corect. Mulțumesc. O să iau punct cu punct. Am pornit proiectul logistic, avem în momentul de față 110 persoane. Următoarele proiecte le iau bucată cu bucată. Parc fotovoltaic și două baterii, patru fotovoltaic, 155 de megawatts, stocare energie undeva la 54-55 de megawatts. Un proiect care plus minus 30% conform studiului de prefezabilitate pe care l-avem terminat, cifrează la 154 de milioane de euro, da? Iar perioada de punere în funcțiune undeva 4 spre 5 ani de zile. Proiectul de bioetanol, conform studiului de prefezabilitate, avem la 96 de milioane investiție de euro. Asta înseamnă tot cu o marjă de eroare plus minus 30%, iar perioadă de punere în funcțiune între 3 și 4 ani. Fabrica de hidrogen, foarte greu de răspuns la întrebare din punct de vedere al punerii în funcțiune, pentru că depindem foarte mult de legislația europeană, alinierea României la legislația europeană. Apropo, ROSER Green Energy este singura companie din România care este membru asociat al Uniunii Europene de Hidrogen Curat. Această alianță, sub patronajul Comisiei Europene, tratează tocmai aceste probleme de hidrogen și hidrogen verde. A fost doar o paranteză. Partea de hidrogen verde probabil va fi cea mai dedurată din cauza acestor, să le spunem, impedimente firești, lipsa legislației și e un pionierat în tot ceea ce vom face și probabil ne vom duce acolo undeva la 7 spre 8 ani de zile. Fabrica de baterii, acumulator litiu-ion. Și aici avem, nu un vid în legislație, dar pur și simplu neexistând activitatea asta, trebuie asumată ca ceva. Stocarea de energie nu s-a făcut până la momentul de față. Am avut discuții și la minister, am avut discuții și cu reprezentanții Transelectrica să găsim nișa din legislație în care să se plieze cel mai bine această activitate. Undeva fabrica de baterii va fi modulară, în sensul că vom pleca cu o primă parte ce va avea 2 GW, deci producție de baterii acumulatori litiu-ion de 2 GW și a poate să crească până la 20 de GW. Deci avem primul modul care va fi de 10% din capacitatea fabricii, iar acest prim modul undeva 3 ani de zile sperăm să-l avem funcțional ca să putem să producem. Cred că am atins toate punctele. Dacă mulțumesc. E ceva deschis, mulțumesc. Sunt aici.
Mulțumim, domnule director. Și eu vă mulțumesc pentru oportunitate. Atât în numele meu, cât și în numele colegilor și întregii comunități, pentru că astăzi nu vă adresați doar colegilor din Consiliul Local, ci întregii comunități oreștene prin intermediul partenerilor noștri media. Vreau să vă asigurăm, așa cum cred că deja ați simțit, că administrația publică locală este un partener pentru mediul de afaceri. Noi ne străduim să, cel puțin, să nu punem piedici, să deschidem porțile către o bună funcționare a mediului de afaceri. Avem și, pentru că am înțeles importanța zonei industriale, am demarat cu susținere noi ca și administrație împreună cu Consiliul Județean, este prezent și domnul vicepreședinte astăzi în sală și îi mulțumesc atât dânsului cât și întregului Consiliul Județean, pentru că am înțeles ce înseamnă ca și importanță această platformă și funcționarea ei. Există deja un proiect, așa cum bine știți, care va depăși lejer 10 milioane și în continuare noi ne vom străbui să fim partenerii dumneavoastră în tot ce v-ați propus. Încă o dată vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Vă doresc succes în ședința pe care o aveți și în tot ceea ce faceți, pentru că Oneștiul are nevoie de dumneavoastră și comunitatea asta trebuie dusă mai departe către o viață cât mai bună și o activitate economică și, bineînțeles, către o administrație a urbei cât mai ridicată, la nivel cât mai înalt. Vă mulțumesc! Da, vreau să spun pentru a evita orice conflict de situație de compatibilitatea votului, noi să votez la proiectul 11 și 25. Dau cuvântul domnului secretar.
Prin acest proiect de hotărâre se propune alegerea unui președinte de ședință din rândul consilierilor locali pentru 1 mai 2021 pentru buna desfășurare a ședințelor de Consiliu și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, precum și a legislației în vigoare. Față de cele menționate, rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată, cu mențiunea că următorul pe listă este domnul Bujor, care am înțeles că și-a așteptat să fie președinte. Raportul de fidelitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. De fapt, comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe margine nu avem. Vă poftesc la acord. Rezultatul votului, voturi exprimate 18 pentru 18, 0 abține 0, voturi 0.
Trecem la următorul proiect. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 223 de 19 noiembrie 2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în cadrul Consiliului de Administrație a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Inițiatorul? Domnul Ambrănache, vă rog să citiți... Bună ziua, da, voi da citire raportul de specialitate. Proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 222 din 19 noiembrie 2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în cadrul Consiliului de Administrație a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Conform prevederilor art. 129, aliniat 1, corroborat cu art. 2, litera D din OUG numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, pe excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Și potrivit aliniatului 2, Consiliul Local exercită următoarele capitole de atribuții, la litera D, atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local. Autoritatea deliberativă a aprobat hotărârea Consiliul Local numărul 222 din 19 noiembrie 2021, în care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Onești, în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe următoarele temeiuri juridice, art. 129, aliniatul 7, litera C și aliniatul 14 din Ordonanța de Urgență numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, art. 187, aliniatul 1, aliniatul 2, litera B, aliniatul 5, aliniatul 12 și aliniatul 13. Împreună cu art. 188, aliniatul 1 și art. 189 din legea numărul 95 pe 2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată cu modificările și completările ulterioare, de prevederile hotărârii Guvernului numărul 529 din 2010 cu modificările și completările ulterioare, și de asemenea reglementările art. 7, corroborat cu prevederile art. 131 din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019 prin codul administrativ, care reglementează că, și citesc, consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrative teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați prin hotărârea Consiliului Local în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 222 din 19 noiembrie 2021 au fost nominalizați și au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Onești în cadrul Consiliului de Administrare al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. În persoana domnului Zardu și pe Antavian și a domnului Cimboieșu Gheorghe ca membri, iar membrii supleanți domnul Dobor Sergiu și doamna Botezatu Maria. Ținând seama de referatul de aprobare, precum și de principiul proporționalității și al configurației politice de la ultimele alegeri locale, prin prezentul proiect de hotărâre se propune demararea procedurii de alegere prin vot secret a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Având în vedere cu aceste prevederi legale și proiectul de hotărâre privind realegerea reprezentanților Consiliul Local al Municipiului Onești în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, apreciem că sunt îndeplinite condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Onești. Vă mulțumesc! Domnul Comisia de Specialitate să-și dea avizul. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil cu majoritate. Ceva discuții pe marginea proiectului? Dacă îmi permite, doamna președinte, potrivit nominalizărilor făcute, pentru membrii plini au fost desemnați domnul Ambrănache Tudor, domnul Cimboieșu Gheorghe și domnul Zazu Ciprian, iar pentru membrii supleanți, domnul Dobos Sergiu și doamna Botezatu Maria. Buletinele de vot au fost redactate, ce aveți alte discuții, dacă nu, doamna președinte. Dacă
Dacă nu mai sunt discuții, vă invit la vot. Cu precizarea să fac o explicație, pentru că data trecută nu s-a înțeles. Sunt trei reprezentanți la deplin și doi reprezentanți. Câte două ștampile se vor aplica din cei trei și eu ambele ștampile pe cei doi dacă îi veți dori. Deci doi și doi, două și două ștampile. Cei mai mulți, cei care trebuie să mai multe voturi, primii doi. Să fii și unul. Maxim doi. Maxim doi, da. Fiecare votează cum crede. Eu nu fac niciunul, dar da. Thank you.
Thank you.
16 voturi, botezatul Maria 15 voturi, voturi nule 0. Da, punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii Partidului Democrat în Buiaș de senatia de serii Partidului Politic, Partidului Social Democrat de strada Puștei Noron, municipiul Ionești, județul Bacău și aprobarea modelului de act adițional. Dau cuvântul domnului secretar pentru reglementul de specialitate. Doamnelor și domnilor, partidele politice au un rol important în organizarea și conducerea vieții sociale politice. Funcțiile acestora sunt mijlocuri pe care aceștia și exercită rolul lor major în sistemul politic. Potrivit prevederilor codului administrativ, constituie patrimoniul unității administrative teritoriale, bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrative teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile de caracter patrimonial. Prin cererea registrată la primăria municipiului Ionești, numărul 19.352 din 8.4.91, cerere a Partidului Social Democrat, filiala Ionești, s-a solicitat diminuarea spațiului închiriat cu destinația sediului partid politic din strada Poștei numărul 1, municipiul Ionești, județul Bacău. Față de acestea, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre, așa cum a fost prezentat. Vă mulțumim foarte mult. Are loc care cuvântul reprezentantului Comisiei de Specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim foarte mult. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Două abțineri. Trecem la următorul punct, punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil situat în municipiul Ionești, având număr cadastral 64.303 C2-2 din domeniul public al municipiului Ionești, în domeniul public al județului Bacău. Dau cuvântul domnului secretar pentru reglementul de specialitate. Luăm în considerare hotărârea Consiliului Județean numărul 35/31/2021 privind sănăștarea trecerii unui imobil situat în municipiul Ionești, având numărul cadastral 64.303 C2-2 din domeniul public al municipiului Ionești și domeniul public al județului Bacău, precum și propunerea de alocare a unui spațiu în vederea înființării unui birou oficiu pe raza municipiului Ionești care se deservească unitățile administrative teritoriale și cetățenii din zona Văii Trotușului, propunem spre aprobare prezentul proiect în forma prezentată. Comisia. 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 Care ar fi atribuțiile
aplicabile la acest sediu, că m-am uitat și eu pe atribuțiile Consiliului Județean și aș vrea să știu câte cele ar fi rezolvate la Onești și care nu se puteau rezolva la Bacău, de ce într-un sediu de partid și nu la sediul primăriei sau un alt centru, pentru că oamenii știu foarte bine că de 15-20 de ani acolo s-a fost sediul PSD. Și va fi cu siguranță o confuzie între sediul PSD și Consiliul Județean. Și câți angajați noi vor fi la acest sediu? Dacă sunt și dacă sunt, vă rog să-mi răspundeți. Mulțumesc frumos. Dacă facem aici. Vă rog. Bună ziua tuturor. Întrebările puteau fi un pic mai punctuale, dar o să răspund așa cum le-a formulat. Mă scuzați, domnul vicepreședinte, cu permisiunea noastră, puteți să loc? Nu, lăsați, stau foarte bine și nu știu că am să folosesc și eu aceea de acum. Vă văd mai bine de aici de sus, vreau să mă vedeți cu toții. Nu știm, domnul Zartu, câte cere cu soluția. Pentru că niciodată în istoria Oneștiului nu a mai existat un asemenea birou din Consiliul Județean. În schimb, credem că prin această modalitate reușim să ajungem mult mai aproape de oameni. Pentru toți primari, secretari și cei care lucrează în aparatele de specialitate ale UAT-urilor de pe Valea Trotușului, acest lucru a fost bine primit. Adică, eu zic că am destul de tonalitate, nu cred că mai trebuie și microfon, nu? Ca să revin punctual la problemă, încă nu știm câte cereri. Asta e, știți că cât concertează la acest spectacol. Păi, nu știm încă. Păi, oportunitatea o reprezintă, este dată de cererile celor care lucrează în administrația publică locală, în special. În subsidiar, evident, că vor fi și oameni care se vor adresa și mai degrabă vor veni la Onești decât la Consiliul Județean. Doi, stați să termin și după aceea dumneavoastră puteți să completați. Nu este, domnule, chestiunea asta cu sediul politic. Eu nu înțeleg, eu nu înființăm un sediu de partid politic în clădirea Consiliului Județean. Dumneavoastră sunteți ipocrit când spuneți că, domnule, că acolo e un sediu. Nu vedeți că sediul de partid se desfințează? Pentru că acolo este proprietar UAT Onești. Câte spații similare ar mai fi avut municipiul Onești care să se preteze la așa ceva? Eu am văzut că ați prezentat un pic malițios. Absolut. Să facem sediul partidului. Nu! Partidul astăzi a renunțat la acel spațiu. Ca să se facă Consiliul Județean. În conștiința oamenilor a fost sediu de partid. Da, conștiința lăsați. Conștiința, că știm și noi ce înseamnă conștiință. Văd. Și punctual 3, care era al treilea punct, că am rămas pe primele două eu. Vorba de angajat. Deci, cabinetul vicepreședintelui Consiliului Județean are doi salariați. Unul din cei doi, sau pe rând, vor face, nu se angajează nicio persoană în plus. Am înțeles. Am mai auzit discuția asta în spațiu public, nu e cazul. Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu de răspuns. Mulțumesc foarte mult. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim foarte mult. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 2 în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor ANRE din municipiul Onești pe anul 2021. Dau cuvântul domnului secretar pentru referatul de specialitate. Avem în vedere că, la momentul actual, sunt disponibile locuințe ANR, se impune repartizarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Astfel, Comisia Specială de Analiză a procedat la verificarea dosarului de către administratura primăriei municipiului Onești și a stabilit lista de prioritate a solicitanților care au acces la locuința ANR. Față de cele menționate, rugăm să aprobați pe primul în forma prezentată. Care e cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1? Aviz favorabil. Mulțumim foarte mult. Supunem la vot. Cine este pentru? Discuții pe marginea proiectului? Vot. Vrei vot? Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim foarte mult. Dacă îmi dați voie, doar un minut, să fac o paranteză legată de acest
această situație cu locuințele ANL și fac totodată și un apel către cei care și-au depus cereri să vină să-și actualizeze când le trimitem acele adrese. Cum am procedat noi în acest an? Am luat ce la începutul anului aveam peste 350 de cereri, fără 2020, ulterior am actualizat și cu anul 2020. La începutul lunii ianuarie am trimis adrese celor care au depus în 2010 și care, din punctul nostru de vedere, puteau beneficia de locuințe. Au fost 32 de persoane. Nu a venit nicio persoană să-și actualizeze. La începutul lunii februarie am trimis la cei din 2011. La începutul lunii martie am trimis la cei din 2012 care depuseseră cereri pentru locuințe. A venit o singură persoană să-și actualizeze. La începutul acestei luni am trimis la cei din 2013. La momentul actual noi avem în serviciul spațiu locativ dispune de 9 locuințe libere. Dacă nu se vor ocupa, dacă nu se vor actualiza cel puțin 9 dosare câte locuințe avem disponibile până la sfârșitul lunii, la începutul lunii viitoare vom solicita la cei din 2014 să-și actualizeze dosarele, pentru că între timp, de ce spun că trebuie să fie actualizate, între timp, de la momentul depunerii până în momentul de față, la foarte mulți au intervenit anumite schimbări. Fie și-au achiziționat locuință, fie au renunțat și din acest motiv trebuie să actualizate. Și tot de așa, vom avansa, sperăm ca să ne apropiem de realitate încet, încet. Mai mult, în urmă cu câteva zile, au fost adjudecate lucrările pentru continuarea celor două blocuri ANL, 60 de locuințe. Sperăm că până la sfârșitul anului sau începutul anului viitor să fie date în folosință și cele 60 de locuințe ANL noi. Încă o dată, cei care au depus, care știu că au depus cereri de locuințe până în 2013, să vină, că sigur vor primi locuință dacă se încadrează. Să dispară orice suspiciune, că se dau cine știe cum, am văzut tot felul de comentarii răutăcioase în mediul online. Asta este situația, cine a depus va primi cu siguranță dacă vine să-și actualizeze și se mai încadrează în cerințele impuse de regulile ANL. Mulțumesc! Îmi scuze dacă v-am reținut. Trecem la punctul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei numărul 2 de anul 2021 a solicitanților eligibili în vederea emiterii atestatelor de administrator de condominii în municipiul Onești. Aici avem un amendament inițiat de domnul primar. Dau cuvântul domnului primar. Dau cuvântul domnului secretar. Pentru aplicarea unui tratament transparent și nediscriminatoriu solicitanților, Consiliul Local a adoptat prin hotărârea numărul 12/2019 regulamentul pentru obținerea atestatului de administrator de condominii de către persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate. Până la data de 25/3/2021 au fost depuse număr de 5 solicitări, toate eligibile în vederea obținerii atestatului de administrator condominii pentru persoane fizice. Față de cele menționate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în formă inițială. Întâi prezent pe cu 7 ani. Are cuvântul reprezentantul comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Discuți pe imaginea proiectului. Deci aici există acest amendament venit din partea domnului primar, ținând seama de faptul că de la convocarea ședinței și până la ținerea ei au mai fost atestat încă o persoană și s-a considerat necesar că trebuie completată, în sensul că s-a mai adăugat încă o persoană la această listă pe numele Iutu Mișunica Teodora. Supunem, dacă nu sunt observații, supun amendamentul la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul inițial.
Amendamentul inclus. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. Dau cuvântul domnului secretar pentru referatul. Temeiul legal al proiectului de hotărâre constituie prevederile articolului 491 aliniatul 1 și aliniatul 2 din legea 227/2015 privind codul fiscal, care prevede faptul că în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local, sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie de către Consiliul Local, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate conform aliniatului 1 se aprobă prin hotărârea Consiliului Local și se aplică pentru anul fiscal următor. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, rata inflației pentru anul 2020 este 3,6%. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost aprobat, prezentat. Dăm cuvântul reprezentantului Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Trecem la următorul punct. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de acordare a alesnirilor la plată pentru obligațiile fiscale bugetare restante la bugetul local al municipiului Ionești. Dau cuvântul domnului secretar pentru raportul de specialitate. În contextul pandemiei generate de coronavirus SARS-CoV-2, au fost create pârghii puse la dispoziția Consiliului Local de acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor, în condițiile în care actualul context pandemic nu revelă o evoluție favorabilă, iar în anumite domenii de activitate nu poate fi reluată total sau parțial. În acest context, Direcția Economico-Financiară, în calitate de organ fiscal, propune acordarea eșalonării la plată pe perioadă de cel mult 2 ani de zile, limita maximă de 1 milion de lei pentru fiecare cerere și limita valorii totale solicitate de 2 milioane de lei anual pentru toate cererile aprobate. Repetând cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate al proiectului a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la următorul punct. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al municipiului Ionești pe anul 2021, a bugetului multianual, a bugetului la activitățile autofinanțate, a bugetului Spitalului Municipal Dr. Ierarh Sfântul Luca Onești, și a listelor de investiții pe anul 2021, precum și a listelor de investiții multianuale. Specific că la acest punct avem 4 amendamente. Dăm întâi cuvântul domnului secretar. Bugetul este instrumentul fundamental al muncii de previziuni, deoarece prin el se concentrează, se direcționează întreaga activitate decizională, astfel se reprezintă lista veniturilor generate și a cheltuielilor ocazionate ale instituțiilor publice. Credibilitatea și legitimitatea echilibrului financiar se întemeiază pe corelația între încasări și plăți, între șansele de finanțare și destinația acestora și, în final, între venituri și cheltuieli. Veniturile bugetului local pe anul 2021 sunt în sumă de 113.248.000 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 124.854.5 lei, diferența fiind excedentul anului 2020 în sumă de 11.606.5 lei.
Bugetul consolidat al UAT Onești și listele de investiții pe anul 2021 sunt prezentate în anexele 1-13 la prezenta hotărâre. Ca urmare a celor arătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidate al municipiului Onești pe anul 2021, a bugetului multianual, a bugetului de activități autofinanțate, a bugetului Spitalului Municipal Dr. Erar Sfântul Luca Onești și a listelor de investiții pe anul 2021, precum și a listelor de investiții multianuale. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul membrii comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Supunem la vot proiectul inițial. Amendamentele se discută, fiecare amendament în parte. Acum, nu știu, inițiatorii amendamentelor, domnul Doru, domnul Crisca și domnul primar, domnul primar, să le prezint eu. Domnul Crisca sau domnul Zarzu? Cazul domnul Crisca, care mai să zice. Amendamentul meu este simplu și sună ca un modul următor. Propun să reluăm alocările financiare către sectorul non-guvernamental, către ONG-uri. 4 ani de zile acest tip de finanțare nu a mai existat. Mă refer la legea 350/2005. Până acum 4 ani zile, ONG-urile s-au dovedit a fi parteneri loiali ai primăriei și serioși ai pentru comunitate, de o importanță destul de ridicată. Mă bucur că domnul primar are deschidere să reluăm astfel de finanțări și nici suma nu pot să spun că nu este foarte, foarte mare, dar măcar să ne arătăm bunele intenții și mâna întinsă către sectorul non-guvernamental. Așadar, propun diminuarea capitolului 70-20, acolo unde sunt banii alocați pentru DPP, cu 150.000 de lei și înființarea unei linii de finanțare pentru o organizație non-guvernamentală conform legii 350/2005. Cu permisiunea doamnei președinte, eu am să propun, având în vedere și regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, odată prezentat, dacă sunt discuții pe marginea amendamentului, să punem la vot. Apoi prezentare, discuții, să punem la vot. Ca să avem o... Da. Discuții pe marginea amendamentului? Nu pot decât să felicit inițiativa și mai avem o asemenea inițiativă. Este ok. Într-adevăr, ONG-urile ultimul timp au fost private de susținerea administrației și cred că este un lucru ok ceea ce se întâmplă. După cum toată lumea știe, în mandatul 2012-2015, în care eu am fost primar, au existat aceste finanțări. Acum pot să spun că a fost o scăpare. Am avut mai multe discuții legate de ONG-uri. Trebuia domnul Cristea a rămas să discute cu doamna Irina Angel pe regulament și rămăsese puțin în aer. Eu susțin acest proiect fără doar și poate. Dacă tot ați făcut precizarea asta, o să spun și eu că după ședința asta mă voi consulta cu aparatul de specialitate pentru inițierea unei dezbateri publice pe modificările de regulament care se impun, astfel încât să putem intra într-un normal, zic eu, vara asta, să putem să primăria să poată evalua proiecte. Solicităm și punctul de vedere a compartimentului economic. Punctul de vedere a fost analizat. Suntem pentru modalitatea de diminuare de la capitolul 51.02.20 și de la capitolul 70.02.20 în egală măsură a sumei pe care o hotărâți și suplimentarea capitolului 51.02.59. Mulțumim foarte mult. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la următorul amendament. Domnul Zarzu. Mulțumesc. Avem câteva puncte adăugate la proiectul de buget, pe lângă cel prezentat de domnul Alex. Noi mai avem câteva elemente. La capitolul 8402, transport, achiziții de bună și alte cheltuieli investiții, se introduce punctul 2.11,
cheltuielile în proiectare și execuție pentru reface infrastructură strada Eternității, se iau 100.000 lei de la capitolul 7002, servicii de dezvoltare, achiziții de bunuri, dotări, instalații, lumina festiv. Punctul, se întreduce punctul 2, punct 12, cheltuielile în proiectare și execuție pentru reface infrastructură strada Vasile Aleșandri, la fel se iau 100.000 lei de la dotări, instalații lumina festiv, de la capitolul 7002, servicii de dezvoltare și dezvoltare publică și locuință, achiziții de bunuri și alte cheltuieli investiții. La capitolul 7002, servicii de dezvoltare publică și locuință, lucrări în continuare, se introduce punctul 6, extinderea rețea electrică la lucrării, se iau 100.000 lei de la capitolul 7002, dezvoltare publică, achiziții de bunuri și alte cheltuieli investiții dotări în tâna treziene. Redenumim punctul 2.4, modernizare zona Orizont, piața Case de Cultură, în concurs de soluții modernizare zona Orizont, piața Case de Cultură. Redenumire punctul 2.5, regularizare în proiect corectat, vă rog, nu este curând, este râu. Regularizare curs râu Cașin, servicii de proiectare, în concurs soluție regularizare concurs râu Cașin. La capitolul 5102, autorități publice, achiziții de bun și alte servicii de investiții, cheltuieli proiectare se introduce 2.10, bugetare participativă, se ia 100.000 lei de la capitolul 7002, servicii de dezvoltare publică, la achiziții, bunuri și alte cheltuieli, investiții dotări la fântâna treziene. O să explic ce înseamnă bugetarea participativă. Este un proces prin care cetățenii municipiului nostru Onești sunt încurajați să identifice și să analizeze problemele comunității și apoi să propună rezolvarea acestora prin soluții sub formă de proiecte, participând astfel la prioritățile, la stabilirea priorităților în cheltuirea banilor publici. Se suplimentează capitolul aici, la fel ca domnul Alex, se suplimentează capitolul 51, titlul 59, cu suma de 100.000 lei. Prin diminuarea capitolului 70, aici am făcut o corectură, sursa 70.20, cu suma de 100.000 lei. Țineți acest amendament în măsura în care el a fost aprobat anterior? Nu, pentru că este ok ce a propus dânsul, m-am imaginat. Nu că n-am fi fost noi, dar am zis să fim puțin echilibrați, să nu avem mai mult, am zis să nu dezechilibrăm bugetul mai mult decât se poate și decât trebuie. Specificăm că aceste adăugiri de cheltuieli de proiectare, investiții, ce am expus, nu trebuie neapărat să le păstrați. Nu trebuie neapărat să mențină ca și sume. Noi dorim să rămână ca și capitolul bugetar. Putem să le reducem ca acele sume de unde am luat să rămână eliminatul sau fântânile artezene, că știu că au fost promise, și le putem reduce de la 100 la 50.000 dacă doriți, dar vă rog frumos să le puteți păstra. Să lăsați aceste capitole, vă rog frumos, pentru că și la lucrări extindere ți-a fost promisă cu mulți ani în urmă și nu s-a realizat. Și strada Eternității în Vasile Aleșandri, cred că de 5-6 ani, la fel s-a promis și nu s-a realizat. De asta am dorit ca aceste capitole, chiar dacă nu puteți acum, poate la următoarea rectificare, dar ele să rămână în buget, ca să fim de acord și noi cu bugetul în esență. Vă mulțumesc frumos. Deci suntem dispuși să reducem aceste sume, dar ele să rămână, le puteam reduce la jumătate, la cât considerat, dar ele să rămână acolo, astfel încât sumele de unde le-am dat să rămână și pentru investițiile respective, dar cu promisiunea pe care dacă puteți să o acordați, de a rămâne în buget și de a fi în atenția dumneavoastră, pentru că locuitorii, mai ales de starea Eternității și unde am văzut că s-a pus ceva pietriș, dar mult prea puțin pe cotrime din drum, iar pe starea Vasile Aleșandri arată cum arată, nu vreau să mai spun cum. Iar promisiunile acestea au fost de ani și ani de rând. Nu s-a întâmplat mai pe cele două străzi, mai nimic. Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru intențiile bune pentru Onești propuse. Ce pot să vă spun este că eu în acest an mi-am propus cu sprijinul domeniului public DPP
să reabilităm aproximativ 20 de incinte, aproximativ 1000 de locuri de parcare și mai multe drumuri. Și trotuare, bineînțeles, undeva peste 30-40 de mii de metri pătrați de pavaj va fi montat la nivelul Oneștiului. Ce pot să vă spun este că acele două străzi pe care le-ați evidențiat dumneavoastră, în scurt timp încep lucrările de canalizare. După ce se vor realiza acele lucrări, cu siguranță îmi voi îndrepta atenția. Străzile respective și nu doar străzile respective, întregul domeniul public este în administrarea DPP. Prin DPP vom face acele lucrări. Eu mi-am propus până la sfârșitul mandatului, pe cât posibil Oneștiu să nu mai aibă stradă neasfaltată. Nu doar Eternității, Alexandrii, Ierou Turturic, și o mulțime de străzi din cartierul Slobozia n-au văzut asfalt vreodată, din cartierul Borzești, Lanul Gării. Am în atenție toată... Iluminatul de la blocurile de la RAF, de la Terno? Iluminatul suntem într-o fază avansată. Ori să rog pe doamna director să prezinte situația în care suntem legat de iluminat, să prezinte situația... proiectare. Legat de Casa de Cultură, o să vă explic tot, doamna director, cum stăm. Nu putem face un concurs de proiecte. La momentul ăsta i-am schimbat denumirea și... dar vă va explica doamna Irina. Legat de Cașin, ideea este bună cu concurs de proiecte, dar ne întârzie foarte, foarte mult și râul Cașin nu permite amânare și așa suntem puțin încurcați la preluarea lui. Sperăm să reușim. Am avut o discuție cu cei din conducerea apelor române pentru preluarea râului Cașin. Sperăm să o reușim cât de repede, iar dacă vom reuși acest lucru, să demarăm procedurile de achiziție a unui proiect în vederea modernizării atât a râului cât și a falezii. După cum vă spun, eu nu voi, cât voi fi primar, voi fi foarte atent să nu asfaltez azi și mâine să tai asfaltul. Dacă ați văzut spatele stadionului, pe Talpău, anul trecut s-a turnat asfalt, anul ăsta s-a tăiat pe mijloc și nu va fi singurul loc. TCR-ul, nu vreau să mă gândesc ce va fi scos foarte mult pavaj din cel care s-a pus anul trecut, probabil și pe Bulevardul Republicii și pe Calea Mărășești. Sunt multe zone unde nu reușim să scoatem aceste extinderi de rețele de apă și canalizare și modernizare, nu reușim să le scoatem în spațiu verde și atunci vom fi nevoiți să scoatem pavajul care s-a pus anul trecut. Dar asta se este... Se va pune înapoi. Nu am credința că va mai ieși cum a fost, se pierde garanția odată ce se scoate și se pune înapoi. Bun, probabil îl va pune cum va pune, dar garanția se pierde. Plus că oricum l-ar bate de bine, cât le-ar compacta terenul de bine, mi-e greu să cred că nu se va lăsa. Din ceea ce am expus legat de Strada Eternității, Vațele Senise, pot rămâne ca și sume, ca și capitole bugetare de cheltuieli, poate nu la suma respectivă, ca să rămână și... Nu are sens, le va face domeniul DVP-ul, tot ce înseamnă, inclusiv proiectare. Fiind în administrarea DVP-ului, va face DVP-ul. Vreau să spuneți la Eternității și la Vasile Alexandrii, rețeaua electrică la Lanul Gării. Extinderea. Vă spune acum, doamna Irina, în ce stadiu suntem și ați mai cerut ceva, cred că a mai fost un bugetare participativă. E un proiect prin care cetățenii României pot participa la luarea deciziilor legate de investiții prin concurs de proiecte. E un fenomen bine dezvoltat în vestul țării, cu rezultate deosebite, astfel încât oamenii din localitățile respective se pot implica în sprijinul... Bun, și proiectul ăsta ce cereți dumneavoastră? Cer ca să se găsească o cale prin care, sau o platformă prin care cetățenii se pot implica, se pot analiza... Bun, vă aștept un proiect concret să discutăm. Un proiect concret se poate face o colaborare cu primării Cluj, Oradea, Sibiu, unde, iar încep, dar dumneavoastră mi-a spus astăzi că Moldova nu poate să facă așa ceva. Eu vă spun că se poate face așa ceva și în Moldova, chiar dacă din punct de vedere economic nu suntem dezvoltați. Nu,
Ați venit cu amendamentul, n-a reușit să studiez amendamentul. Tu să-mi dau seama exact ce vreți prin el. Deci, prin de alocarea unei sume prin care cetățenii pot aplica proiecte, atât de la forma de analiză, cât și forma de implementare. Ce sume? Cum se mă aloce? Sumele sunt de fundament. Trebuie un regulament. Trebuie un regulament, exact. Trebuie un regulament, trebuia să veniți cu o propunere de regulament. Așteptam de la primărie. Eu încerc să deschid un drum. Lucrurile se pot face, asta nu se face de pe azi pe mâine în niciun caz. Dar durează. Dacă se dure. Ce propuneți dumneavoastră azi, mai clar, mai concret, ca să înțelegem și noi? Să înțeleg și eu. Propun alocarea unui buget de 150.000 cât doriți dumneavoastră, astfel încât să se poate demara un proiect. Ce se poate face cu banii ăștia? Cum îi vedeți cheltuiți? Păi, în primul rând, de exemplu, cum e la Sibiu, da? Au făcut niște terenuri multifuncționale, au identificat locuitorii Sibiului niște locații, au identificat necesități, au făcut proiecte, au cerut sume de bani de la primărie, a fost un concurs de proiecte pe net, cine au luat cele mai multe voturi, acela s-a aplicat. Asta e bugetul. Dacă îmi permiteți, și dacă am înțeles eu bine, vorbim concret, practic, nu? Se alocă o sumă de 100.000 de lei pentru buget, pentru această... E mult prea puțin pentru așa ceva. Așa. Okay. Eu, cetățean al municipiului Ionesc Pănu Daniel, vin cu o idee pentru municipalitate, să o punem în practică. Aceasta ideea mea, pe lângă mine, mai vin încă 50 de cetățenii municipiului Ionești. Cu acest proiect există o comisie și care aleg. Din cei 10, rămân 5 proiecte care se vor aplica pe municipiul Ionești. Și asta înseamnă bugetarea participativă. Adică cetățenii municipiului Ionești, pe banii municipiului, participă și vin cu idei, cu propuneri pentru municipalitate. Exact. Se aplică în vestul țării cu succes. Haideți să vedem exact ce înseamnă succesul. Să am venit cu niște exemple. Adică, bun, se poate aproba și problema asta, dar cred că vine un regulament înainte. Informații le-am primit recent, le-am studiat recent, n-aș putea să vă dezvăluit. Dar pe site-ul primăriei... Cam pe genunchi acum făcută. Da, pe genunchi, vreau să considerați, dar dacă doriți să dezvoltați orașul, dar să dau un exemplu, ce poate face un om cu 10.000 de lei dacă e o câștigă de proiect? Suma a fost simbolică, putea fi 1 milion, dar asta să nu... Eu cred că dacă se va pleca de la un regulament, implementare strategia de dezvoltare a municipiului Ionești, strategie integrată, care are în principal ca obiectiv identificarea tuturor proiectelor care pot fi inițiate și demarate de municipiul Ionești. În cadrul acestei strategii, prestatorul care a câștigat această achiziție are ca obiectiv, în principal, pe lângă identificarea nevoilor pe care le vede, pe care să le punem și noi la dispoziție, să ia legătura cu ONG-urile, cu toți reprezentanții care i-au pentru plan local, pentru a veni și aceste entități în sprijinul identificării tuturor proiectelor care sunt pe o perioadă de cel puțin 4 ani necesare a fi implementate la nivelul municipiului Ionești. În opinia mea, după ce avem această strategie, urmează ca să facem și planul de mobilitate urbană, toate aceste strategii și proiecte pe termen de 4 ani de zile, identifică în mod clar la aceste strategii, așteptăm opinia tuturor persoanelor care sunt interesate să implice în binele și prosperitatea localității, aceste proiecte care vor fi transparent discutate cu toate ONG-urile, cu toți cei interesați, vor putea fi implementate și în forma pe care ați precizat-o dumneavoastră, dar prima dată, ca să putem să facem un proiect, ca să putem să facem un regulament, trebuie să știm efectiv care sunt pe termen lung proiectele care sunt necesare pentru această localitate. Ne-am identificat la momentul ăsta câteva obiective necesare, le-am trecut în lista de investiții, facem întocmim documentații pentru a putea să participăm în momentul în care se deschide actul de finanțare, să putem să depunem cereri de finanțare, dar asta nu înseamnă că nu vom face această strategie cu ajutorul unor specialiști care vor veni cu oportunități, cu
verificarea necesității la nivel local. Această necesitate a urmat să fi transpusă și în formă în care a spus-o dumneavoastră. Dar nu putem spune la momentul ăsta în lista de investiții o valoare să o blocăm câtă vreme nu avem ceva concret. Asta este opinia mea, urmează să apreciați. Vizitele acelorlalte amendamente, noi am făcut o notă de fundamentare. Din punctul nostru de vedere, străzile eternității și parțiale se adresată în administrare, societăți comerciale, domeniul public și privat și trebuie să fie reabilitate de această societate în condițiile în care nu ar avea capacitatea aceasta să facă și aceste străzi. Le-am preluat noi în administrare și am face această documentație, vorbim de bugetul și de lista de investiții a municipiului. În condițiile astea se impune ca ei, dacă nu au capacitate să le facă noi, dar pot, am avut o discuție și pot să fac aceste străzi. În ceea ce privește schimbarea proiectului tehnic, ceea ce am spus dumneavoastră... Am înțeles aici am înțeles. E o mare problemă. În ceea ce privește extinderea rețelei de gaze, de energie electrică pentru langări, am avut o discuție cu dumneavoastră și vă spun încă o dată. Ne avem o cerere depusă. Această cerere depusă la Delgaz urmează a fi soluționată. Delgaz este cel care îmi face un studiu de fezabilitate, îmi spune valoarea indicatorii tehnico-economici, abia apoi pot să vin în fața dumneavoastră cu valoarea care eu trebuie să finanțez de la bugetul local, urmând să aprob în indicatorii și după aceea să pot să introduc în lista de investiții. La momentul ăsta nu pot să trec pentru că nu fac eu proiectare. Eu nu pot să trec direct o lucrare în lista de investiții. Astea sunt motivele pentru care, în opinia noastră, amendamentele dumneavoastră... Dar subiectul ăsta, la lucrări, am scăpat și mandatul de domnul primar. Și tot nu s-a realizat, nici mandatul domnului Ignatiu. Sincer, nu prea mai am încredere faptul că nu se promite mie, ci oamenilor care au... Noi am făcut un pas în direcția asta. Da. Poate să facă... S-a modificat legislația. Cea mai mare problemă pe care o avem la momentul ăsta este privire la modificarea legislației. Și în ceea ce privește extinderea de gaze pentru slobozia și în ceea ce privește extinderea de energie electrică, între mandate, din păcate pentru noi s-a modificat legislația, pentru că aveam și acte administrative care erau, spre exemplu, pentru ceea ce privește gazul din cartierul Slobozia, aveam hotărâre de Consiliul Local prin care noi cofinanțam și a trebuit să o luăm de la zero. Din păcate sunt aspecte care nu țin doar de noi, ci de legiuitor. Bun, deci nu înțeleg că nu vor fi incluse pe lista de investiții în cele trei obiecte. Mulțumim foarte mult. Alte discuții pe marginea amendamentului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Trecem la următorul amendament. Colegiul George Asache din municipiul Nești are în derulare proiectul creșterea participării la programele de învățare la locul de muncă de elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțial non-universitar, proiect finanțat din codul externe neramursabil aferente cadrului financiar 2014-2020. Menționăm că dintr-o eroare s-a omis prinderea în buget a sumelor necesare continuării proiectului, având de altfel obligația ca toate obiectivele în derulare să fie bugetate cu prioritate. Având în vedere cele menționate, propunem modificarea proiectului de hotărâre aflat la punctul numărul 9, pe ordinea de zi a ședinței, care se va modifica în sensul de la anexa 1, care reprezintă bugetul de venituri și cheltuieli consolidat, se va modifica astfel. La partea de venituri se suplimentează capitolul 4802, Fondul Social European, cu suma de 243.000 de lei. B, la partea de cheltuieli se suplimentează capitolul 6502, învățământ, lucru 58, programe din Fondul Social European cu suma de 243.000 lei. Repetăm la lista de investiții a obiectivelor propuse a se realiza la administrația pieței bazarului și oborului, ce este anexa 6 la proiectul de hotărâre, aflat la punctul numărul 9. În mod eronat, în titlu a fost specificat că sursa de finanțare a fondurilor sunt asigurate din bugetul local și venituri proprii. Facem corecția că fondurile sunt alocate în totalitate din venituri proprii ale pieței agroalimentare, motiv pentru care se impune modificarea titlului acestei anexe astfel. Lista de investiții obiectivelor propuse a se realiza la administrația pieței bazarului Europei, având la sursă de finanțare venituri proprii. Față de cele menționate, vă rog să analizați și să o să vedeți.
Discuții pe marginea amendamentului? Dacă nu sunt discuții, să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mai este un amendament. Cel de-al doilea amendament, prin adresa numărul 29.186 din 9.04.2021, prin care Clubul Sportiv Municipal Romeni Soliști, Asocierea cu Municipiul Rești, în vederea finanțării, susținerii și realizării în comun a competiției Cupa Nadia Comunice Seția 7.2021, anexa 11 la proiectul de hotărâre, se modifică și se solicită introducerea punctului 23 cu denumirea competiția Cupa Nadia Comanice Liția 7 aprilie 2021. Față de cele menționate, vă rog să analizați, să vă vedeți. Discuții pe marginea amendamentului? Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Da, proiectul cu amendamentele și acum trecem la... Mai am o singură precizare. Dacă vreți să luați vânzarea de la ANR, pot să fac investiția acum cu voi centrale și astea foarte bine. Să luați vânzarea și repartitoare de căldură. Pentru că am cel puțin un tuturaj de întreținere, 7 milioane pe lună, destul de mult. Din tocmai din cauza asta ne-am propus să schimbăm centralele. Centralele sunt făcute odată, a fost achiziționată odată cu blocurile, randamentul este foarte prost. Ca să fie căldură la etajul superior, trebuie ca cei de la etajul inferior să încheie să mă ardecal și ceea ce nu-i obținut. Da, vom, cu siguranță, va fi o proiectare și se va remedia ceea ce se întâmplă acolo. Știm, tocmai asta a fost problema, sumele foarte mari din cauza prostului randament. Mulțumesc. Supunem la vot hotărârea proiectului, de la punctul numărul 9. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. La punctul 10 proiectul s-a retras, trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar veteranilor de război, văduvelor, veteranilor și văduvelor de război, care domiciliază în municipiul Ionești cu ocazia Zilei Veteranilor de Război pentru anul 2021. Dau cuvântul domnului secretar pentru raportul de specialitate. Vă supunem atenției deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar veteranilor de război, văduvelor de război și veteranilor și văduvelor de război de pe raza municipiului Ionești cu ocazia Zilei Veteranilor de Război pentru anul 2021, care se celebrează anual pe data de 29 aprilie, dată stabilită prin hotărârea de guvern 1222/2007. Pentru a marca această zi ca apreciere față de veteranii de război, văduvelor veteranilor și văduvelor de război ce locuiesc în municipiul Ionești, se propune acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 de lei persoane. Față de cele menționate, propunem pe analiză și aprobare proiectul în forma inițiată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar pentru anul 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială Onești. Dau cuvântul domnului secretar. Excedentul anual al bugetului local rezultat din încheierea exercițiului bugetar după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din anumite venituri ale bugetului de stat, precum și transferurilor consolidate de la bugetul de stat sau din alte bugete, se reportează în exercițiul financiar următor. La data de 31.12.2020, Direcția Generală de Asistență Socială are un excedent în sumă de 475,58 lei la sursa ei, autofinanțată pe 1 persoane veșnice 8 martie,
și urmează a fi utilizat conform documentelor înaintate. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului? Da, domnul Grasu. Dacă îmi permiteți, ca vorbind din eșelon bugetar, dacă luați în considerare sediul veteran de război pe strada Emilia Greanu, dacă poate fi puțin modernizat, îmbunătățit, arată asta ca un respect pentru ce a făcut ei pentru țară. Atenție, suntem la excedentul bugetar al DGAS-ului. Știu. Nu știu dacă vreți. Nu, scur. Nu poate. Îmi cer scuze. Dar ideea asta vreau să o transfer. Nu am fost atât la aici. Alte discuții? Iar am alinat de situația la scuze. Dacă nu sunt observații, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la următorul punct. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare a unor tarabe sociale de funcționare și de funcționarea unei piețe volante în municipiul Ionești. Pe raza municipiului Ionești a fost identificată persoane vârstnice care comercializează produse agroalimentare din gospodăria proprie în cantități mici, care riscă să fie amendate prin vânzarea acestora în zone adiacente piețe agroalimentare sau în zone în care nu au fost organizate piețe. Astfel, luând în considerare faptul că piețele volante pot fi amplasate după necesitățile locale și având o durată limitată de funcționare în timpul zilei, organizate în zone stabilite de administrația publică locală, propunem să aprobați proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare a unor parade sociale și de funcționarea unei piețe volante în municipiul Ionești în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentanților comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Am o singură întrebare. Aceste parade sunt acoperite? Nu. Poate ar trebui să luați în calcul posibilitatea, mai ales persoane vârstnice, dacă mai și pro, e o problemă. Da, cele de la piață nu se pune problemă, sunt într-o zonă acum. În zona de jos. La momentul ăsta au fost luate niște tarabe din piață care nu aveau acoperiș. Pe viitor m-am gândit la treaba asta, dar am făcut eu o variantă rapidă până vor reuși să achiziționăm trei tarabe. Ok, mulțumesc frumos. Alte discuții? Dar e mai bine oricum decât pe lădiță, cum se... Da, clar. Dacă nu mai sunt observații, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile, teren, aparținând domeniului privat al municipiului Ionești. Consiliul Local al Municipiului Ionești hotărăște darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local. Terenurile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului pot fi concesionate în conformitate cu legislația în vigoare și în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajarea teritoriului. Concesionarea terenurilor prezintă un dublu interes, atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a suprafețelor de teren, proprietate publică sau private, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse mai sus și conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentanților Comisiei de Specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Supunem la vot. Discuții în marginea proiectului. Nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la următorul punct. Punctul numărul 15. Proiectul hotărârii privind transmiterea dreptului de concesie asupra unui teren, proprietatea municipiului Ionești. Prin hotărârea de consiliu anterior a fost atribuită sub forma concesiunii suprafața de teren menționată în anexa la prezentul proiect de hotărâre. Deoarece a intervenit contractul de vânzare populară autentificat, se propune transmiterea dreptului de concesiune transmis odată cu bunul imobil principal.
Având în vedere cele prezentate, supunem planul și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul comisiei, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere asupra unui spațiu comercial, proprietatea municipiului Ionești. Prin hotărâre ale Consiliului anterior a fost atribuit forma închirierii unui spațiu comercial în interiorul pieței agroalimentare pentru desfășurarea de activități comerciale, beneficii atât investitorilor cât și bugetului local. Deoarece SCP Anumonesa dorește excesionarea contractului de închiriere și având în vedere acordul administrației pieței cu privire la aceasta, se pune în spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Dăm cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul numărul 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 3, aliniatul 2, a hotărârii Consiliului Local numărul 61 din 9-3-2020, privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor terenuri din proprietatea municipiului Onești, situate în comuna Cașin, județul Bacău, către protenoria Onești în vederea realizării unui cimitir. Prin hotărârea Consiliului Local 61 din 2020 a fost aprobată darea în folosință gratuită a unor terenuri proprietatea municipiului Onești, situate în comuna Cașin, județul Bacău, către protenoria Onești, în vederea realizării unui cimitir. Având în vedere solicitarea protocopiatului Onești, prin care se solicită prelungirea termenului pentru obținerea autorizației de construire, punem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a proiectului a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog. Domnul Bușor. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea o informație. E vorba de că viitor se va face un cimitir pe acest teren al nostru care e parat la comunei Cașin. La punctul 20 este o altă problemă cu un cimitir de 10.537 de metri pătrați, tot un cimitir. Asta se află undeva între cimitirul Biserica de la Crucea de Piatră și Ștefan cel Mare. Și știu că anterior, într-o ședință, s-a aprobat că vom face un cimitir și din satul catolic, lângă cimitirul catolic, un cimitir ortodox. Toate trei astea le vom realiza, cimitire? Vă răspund eu. Mulțumesc. Primul, cel care e cel mai avansat, de fapt nu e cel mai avansat, cred că putem spune că cel de 10.000 e mai avansat decât cel din satul catolic. Primul, cel din satul catolic, are 800 de metri, sau nu, 800 de locuri, este foarte mic. 169. Și este foarte mic. Acea extindere de cimitir din satul catolic ajunge pentru jumătate de an dacă îi dăm drumul. Cel de pe Andrășești, din punctul meu de vedere, la momentul ăsta e o poveste frumoasă. Eu nu cred că vor reuși să-și obțină avizurile, Doamne ajută, dacă eu aveam credința că putem noi să-l facem cimitir, nu mai prelungeam acest protocol. Dar fiind pe teritoriul altei localități, e puțin complicat să credem că reușim să luăm avizele necesare și aprobările necesare. Poate protoieria are mai multă influență. Eu cred că șanse sunt puțin mai mari, dar nu foarte mari nici din partea protoieriei. Cel mai realist și cel mai bun ca și suprafață este acea extindere de cimitir de 10.000 de metri, asta despre extinderea cimitirului catolic, de la punctul care l-ați menționat anterior. Prelungirea asta e o formalitate, dar v-am spus, încă o dată, eu nu cred în
șanse foarte mari de izbândă. Ar fi bine să reușească. Da. Asta e. Da, mulțumesc. Alte discuții? Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 18. Proiect de hotărâre privind acordarea cuțitului gratuit către Societatea Comercială de Gaz Grid S.A. a dreptului legal de uz și servitude asupra unei suprafețe de teren situată în strada Victor Babeș, numărul 14A, a municipiului Onești, prețul Bacău. Dau cuvântul domnului secretar. Prin adresa amenitată de CGL Gaz Grid S.A. prin SCM Tur Trans SRL, este niște acordarea dreptului de uși și servitute în favoarea 10 de gazuri pentru întreaga durată de existență a construcției energetice în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Onești, strada Victor Babeș, 14A. Exercitarea drepturilor de uși și de servitute asupra proprietății statului sau unităților administrativ-teritoriale aplicate de capacitățile energetice se realizează cu titlu gratuit pentru toată durata existenței acestora. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să observați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentanții comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul numărul 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului asupra situației gestionării bunurilor din patrimoniul municipiului Onești și al unităților de sub autoritatea municipiului Onești pe anul 2020. Dau cuvântul domnului secretar. Având în vedere prevederile legale, unitățile patrimoniale au obligația de efectua anual inventarierea generală a elementelor de măsură a activelor, datorilor și capitalelor proprii deținute la începutul activității, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar. Față de cele prezentate, se pune spre analiză și prezentare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Dau cuvântul președinților Comisiei de Specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Punctul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrierii definitive, cota 1:1, în cartea funciară a imobilului în suprafața de 10.537 de metri pătrați cu destinația curți construcții și folosință de cimitir atestat la domeniul privat al municipiului Onești. Dau cuvântul domnului secretar. Având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 73/2020, anexa 1, numărul criteriu 4 și anexa 2 direcție care s-a testat la domeniul privat al municipiului Onești suprafața de teren de 10.537 metri pătrați și luând în considerare numărul limitat de locuri de bani eliberat al municipiului Onești s-a provenit sprijinul cetățenilor, se impune extinderea cimitirului existent în principiul Mateiasa, situat în calea Adjudului. Din perspectiva tehnică, arătăm faptul că imobilul teren ce face obiectul propunerii de înscriere în cartea funciară este preluat în domeniul privat al municipiului Onești prin hotărârea de Consiliul Local mai sus menționată, iar la momentul actual este liber de construcții, având categoria de folosință neproductiv. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu intervine nimeni, aș vrea să fac eu o mică paranteză. Noi suntem la momentul ăsta într-o situație îngrijorătoare. Mai avem locuri de bridge pentru una, două luni maxim la Borzești. Dacă nu găsim o soluție alternativă pentru cimitire, va fi foarte complicat. Ne întrebăm de ce se ocupă atât de mult locurile de cimitire și de ce e o continuă necesitate. Onești, după cum cu toții știm, s-a construit pe locul unui sat. Foarte multe persoane din localitatea noastră care acum au ajuns în, vrem nu vrem, în momentul în care le trebuie locuri de veci,
n-au avut strămoși pe aceste meleaguri și tot timpul trebuie să găsim să alocăm locuri noi. Asta e motivul pentru care ne trebuie tot timpul extinderi de cimitire. Mulțumesc! Mai sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Trecem la punctul numărul 21. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local și aprobarea modificării organigramei statutului de funcții. La acest punct avem un amendament inițiat de domnul primar. Pentru că mai bună organizare care desemnească interesul public, legiuitorul a lăsat angajatorului prerogativa de a-și organiza activitatea în conformitate cu cerințele unei funcționări eficiente, iar în raport de acesta să diminueze numărul personalului angajat pe diferite posturi, potrivit nevoilor sale, să stabilească propria strategie în a utiliza cu randament maxim resursele financiare și umane de care dispune. Necesitatea reorganizării activității a unor structuri funcționale la nivelul compartimentului de specialitate al primarului a rezultat ca urmare analizei de fond asupra activității, având drept scop ducerea la îndeplinirea obiectivelor generale asumate de conducerea instituției, astfel ca modificările de structură propuse vor conduce la eficientizarea actului administrativ. În scopul cheltuielii judicioase și cu responsabilitatea banului public, se impune crearea unui cadru organizatoric pentru că anul 2021 să debuteze cu o structură instituțională care să permită restrângerea cheltuielilor prin reorganizarea judicioasă a activităților. În considerarea celor prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul supus dezbaterii și aprobării dumneavoastră. Raportul de specialitate a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Și acum amendamentul. Da, față de proiectul înaintat, se propune o modificare a serviciului resurse umane, în sensul că se va introduce un compartiment de comunicare și relații cu publicul. În modul acesta va fi modificată și completată în mod corespunzător organigrama și statul de funcții. Discuții pe marginea amendamentului? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Acum supunem la vot proiectul în sine. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau ometrișilor acestora la nivelul municipiului Ionești. Dau cuvântul domnului secretar. Una din problemele care se confruntă municipalitatea reprezintă înmulțirea necontrolată a câinilor fără stăpân, dar și deținerea animalelor de companie, fără ca acestea să fie sterilizate și microcipate. Cu toate acestea, au fost toate măsuri repetate pentru capturarea câinilor fără stăpân și transportul acestora la postul public autorizat. Nu se observă o scădere substanțială a numărului lor, existând în continuare riscuri pentru sănătatea cetățenilor. Văzând posibilitatea acordată consiliilor locale de a subvenționa total sau parțial sterilizarea câinilor cu stăpân și aparține rasei comune sau ametișilor acestora aflați pe raza unității administrative teritoriale, vă propunem să aprobați proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân și aparține rasei comune și a ametișilor acestora la nivelul municipiului Ionești în formă prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentanței comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului buselor aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat
de municipiul Onești. Dau cuvântul domnului secretar. Da, luăm în considerare decizia numărul 150/31/3/2021 cu repartizarea sumelor defalcate din TVA de unități de învățământ preuniversitare din județul Batou, în care municipiul Onești i-a fost repartizat de suma de 984.000 lei și analizând referatul numărul 20.022 din Pește Abarta, în care reiese că valoarea de 100 de lei bursă, valoare ce se încadrează în limita minimă stabilită prin hotărârea de guvern 1064, vă supunem să analizeze dezbatere aprobarea acordării bursărilor de merit, bursărilor de studiu și a bursărilor de ajutor social pe perioade din învățământ de anul de stat de stat cu frecvență de perioada municipiului Onești, aferent de anului 2020-2021, în cuantum de 100 de lei, pentru toate categoriile de burse, conform anexei ce face parte integrantă din proiectul de hotărâre. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul cu forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului? Da, aici aș dori eu să fac o completare și un comentariu în același timp. În proiect nu se precizează ce se întâmplă cu fondurile alocate dacă pentru un anumit tip de bursă nu există suficiente solicitări din partea elevilor. Pentru a evita orice fel de confuzie și pentru a veni în primul rând în sprijinul elevilor, aș dori la articolul 3, alineatul 2, să fie trecut un amendament și anume să precizăm în situația în care nu sunt suficiente solicitări pentru acoperirea de burse la un criteriu, acestea pot fi redistribuite la alte categorii de burse, prin hotărârea Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ, respectându-se, bineînțeles, criteriile generale ale Ordinului 5576 din 2011. Da, mulțumim. Să ținem cont de acest amendament. Da. Îl votăm acum pentru amendament sau la sfârșit? Lăsăm un sansu. Am organizat cu permisiunea dumneavoastră, domnul președinte, să însar doi tineri asociația elevilor din Bacău au vrut să-și pună și un punct de vedere legat acest proiect, dacă vă permiteți. Da. Ok, mulțumesc. Bună ziua, vă rog, Alexandra Mănesc, sunt vicepreședintele Asociației Elevilor din Bacău și ne aflăm astăzi de aici pentru a informa consilierii locali în legătură cu faptul că votarea burselor conform decizii numărul 150/31/3 emise de Inspectoratul Județean Bacău ar însemna o nelegalitate produsă de Consiliul Local, deoarece acea decizie reprezintă numărul de burse care ar veni din bugetul de stat. Ele ar trebui suplimentate din bugetul local prin finanțare complementară. S-a trimis și o adresă de către domnul prefect, o circulară cu numărul 7335, în data de 7 aprilie 2021. De asemenea, am primit și noi o adresă în data de 24 martie, înregistrată la dumneavoastră cu numărul 16.199, în care am solicitat și o întâlnire cu domnul primar în legătură cu bursele. Nu am primit încă răspuns la aceasta. Și am dorit să spunem că s-a precizat și cadrul legal, atât în circulară trimisă de către domnul prefect, care conține o adresă scrisă de Societatea Academică Română în colaborare cu noi, Asociația Elevilor din Bacău, cât și în adresa trimisă de noi există cadrul legal. Vă mulțumesc frumos! Aș dori să-i dau cuvântul Ioanei. Mulțumesc foarte mult! Numele meu este numele Ioana și sunt președinta Asociației Elevilor din Bacău și totodată vreau să fac o completare în legătură cu ceea ce a spus colega mea. Dar, într-adevăr, acest proiect de hotărâre este nelegal, deoarece nu aprobăm un număr real de beneficiari, deoarece acea decizie nu reprezintă un număr real de beneficiari, ci sunt repartizate strict sumele venite de la stat. De aceea, nu cred că suntem noi în măsură să contestăm informația transmisă de instituția prefectului, având în vedere că acolo exista un cadru legal. Și totodată vreau să citesc către toți consilierii locali articolul 105 din Legea Educației, alineatul 2. Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație pentru următoarele cheltuieli. La litera D se află cheltuieli cu bursele elevilor.
Acest articol stipulează în mod cert obligativitatea primăriei de a acorda burse din finanțare complementară până să se respecte criteriul din Ordinul de Ministru numărul 5576 din 2011. Deoarece, în acel ordin de ministru, se precizează foarte clar că mediile încep de la 8-50 în sus. Numărul de beneficiari fiind tăiat, nu se respectă acest criteriu. Astfel, această hotărâre este nelegală și vreau să vă întreb în baza cărui cadru legal a dat această hotărâre, pentru că o decizie ISJ nu este ierarhic superioară unei legi și nici măcar Constituției României. Vă mulțumesc că aștept răspuns. Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți. Dacă nu mă înșel, eu cred că am discutat la un moment dat cu prima domnișoară care a vorbit. N-ați fost la mine în birou? Nu eu am fost la dumneavoastră în birou, domnișoara Dovleaga Antonia a fost. O colegă a dumneavoastră. V-am confundat să mă una foarte bine cu dumneavoastră. V-am dat cu părerea că media 8.50 este prea mică și totuși nu stau. Nu mi-am dat cu părerea. Dumneavoastră puneți niște cuvinte neasistând la discuția respectivă. Nu s-a discutat de media 8.50. Am avut o discuție preliminară. Nu se știa la acel moment dacă guvernul va aloca ceva sau nu va aloca ceva. Deci nu puteam vorbi despre 8.50. Nu puteți să mă acuzați de asemenea lucruri. Toți oneștenii știu că eu, din experiența anterioară, din experiența mandatului trecut, că am fost un puternic susținător al tinerilor, pe mandatul meu 2012-2015 am inițiat și am susținut bursele pentru elevi, lucru ce a dus la creșterea performanței, bursele de merit pentru olimpici, elevii meritoși, și a dus la creșterea performanței, vreau să cred la onești, adică dacă în anul 2012 cu cursele 25 de olimpici la nivel național, an de an au crescut, astfel încât în 2015 numărul olimpicilor la nivelul orașului depășise 50 de tineri, ceea ce vreau să cred că a ajutat acea finanțare. La momentul actual, din discuțiile care le-am avut cu domnul director, numărul elevilor pentru care s-a alocat suma a venit de la unitățile de învățământ. Unitățile de învățământ au spus pentru câți elevi vor bani și înțeleg că pentru câți au cerut, pentru atât au primit. Nu, domnul director, cum e? Informația asta este. Deci, solicitarea, avem în momentul de față nicio informație că ar fi vorba de alte cifre pe care să ne bazăm. Deci, nu este nicio altă fundamentare decât adresele făcute de fiecare instituție de învățământ, către inspectorat, către minister, și alocarea unor sume. O informație oficială legată de aspectul ăsta, cred că ar fi elementul care ar genera, nu știu, o discuție de genul cele pe care ați inițiat dumneavoastră. În altă ordine de idei, există două prevederi, una pe legea învățământului și alta legată de limita fondurilor aprobate cu destinația aceasta, care nu conferă caracter de obligativitate pentru finanțările complementare. În principiu, cam așa stau lucrurile. Înțeleg că aveți niște informații. Avem informații oficiale și nu cred că suntem în măsură să contestăm nici informația prefectului și nici informația Ministrului Educației, care a ieșit cu un comunicat de presă și a transmis oficial că este obligația fiecarei primării să acorde aceste burse conform tuturor criteriilor din Ordinul de Ministru. Adică dacă acestea sunt criteriile, nu stă în marja de apreciere a autorităților locale să stabilească alte criterii decât cele din lege, pentru că nu este o obligație facultativă, parcă nu este o contribuție facultativă, ci este o obligație legală. Da, cuvântul doamnei director, Stigăna. Aici vă contrazic puțin. Domnul Târlungeanu, ca director de școală, vorbesc punctual la Dimitre Cantemir. Pentru bursă de merit am cerut 435 de burse și au fost alocate 131. Și sunt convinsă că așa s-a întâmplat în fiecare unitate de învățământ. Deci s-au alocat, într-adevăr, mult mai puține burse decât potențialul beneficiar. În acest sens, noi avem și confirmarea doamnei inspectoare școlar județenei, doamna Ida Vlad. Ne-a spus și dânsa că au fost împuținate acești beneficiari, deoarece aceștia au fost banii de la stat în discuțiile cu doamna. Și revine în obligația fiecarei autorități locale prin finanțare complementară, conform articolului 105, să stabilească în continuare numărul beneficiarilor, nu doar din acea decizie, ci să ceară
fiecare autoritate de la ISJ numărul real de beneficiari. Pentru că, repet, nu suntem marea de apreciere a autorităților locale să stabilească alte număr decât cel din ordinul de ministru. Dacă s-a făcut cerere pentru 100, pentru 450, s-a primit pentru 150, aproximativ o treime, înțeleg că prin acea lege dă posibilitatea să suplimenteze. E greu să dai o hotărâre de guvern, mi se pare o poveste la nivelul ăsta, să dea o hotărâre de guvern, să oblige o autoritate locală să facă o cheltuială fără a fi bugetată sau fără a fi identificate sursele pentru... Noi, la momentul ăsta, am trecut bugetul. Ar trebui, înțeleg, dacă suma alocată de guvern este de 1 milion, ar mai trebui 2 milioane de la bugetul local sau 3, din câte spunea domnul director. 3 milioane de la bugetul local este imposibil să-i scoatem la momentul ăsta, dar avem de unde destabilizăm. Închidem primăria, plecăm acasă. Probabil va exista un proces, sigur, dumneavoastră veți acționa în judecată toate instituțiile care nu vor face acest lucru. E complicat să obligi primăria Onești, noi pe teritoriul Oneștiului avem elevi din, de pe raza, nu zic întregului județ, dar o bună parte din localitățile limitrofe au elevi la Onești. Să obligi primăria Onești să dea burse la toate localitățile, dar cred că ar fi trebuit să mergem să vedem un pic de unde sunt elevii, să există un parteneriat între primăria Onești și primăriile limitrofe. Nu știu dacă poate guvernul să ne dea... Nu cred că ar trebui să fie pedepsiți elevii pentru pur și simplu fapt că nu există liceu, nu știu, în Helegiu sau în Verzun. Nu că trebuie pedepsiți, dar văd normal banii să vină ori de la guvernul, ori de la Consiliul Județean, nici într-un caz să obligi Oneștiul să dea burse pentru Coțofănești. Doamna președinte, dacă îmi dați voie și mie să intervin. Da. Cred că aici noi suntem într-o situație în care nici unii, nici alții nu suntem vinovați, nici Consiliul Elevilor, nici cei din administrația publică locală. Cei care au demarat procesul legislativ în această direcție, cred că atunci când au luat măsurile și au votat legea, trebuiau să-și calculeze și sumele de bani pe care puteau să le aloce sau măcar să consulte administrațiile locale în această direcție pentru a vedea dacă există bani disponibili. Așa este foarte ușor ca guvernul sau parlamentul să voteze niște legi prin care să ne pună la plata știu eu a căror cheltuieli în condițiile în care bugetul nostru nu poate să acopere acele cheltuieli. Bune intenții cred că există din partea întregului Consiliu Local în această direcție și anii trecuți, așa cum a spus și domnul primar, vin ca un argument solid în această direcție atunci când olimpici au fost premiați și au fost susținuți în gale și în evenimente care să le arate respect din partea administrației locale. Este frumos că domnul ministru al educației a ieșit cu un comunicat de presă, dar și mai frumos era dacă punea și în practică această lege și venea cu ajutorul financiar sustenabil. Noi ne-am obișnuit cum guvernul se face că dă. Deci asta e la... Da, spune-mi. Eu o să mai fac o simplă adăugare în legătură cu tot ceea ce am spus. Repet, noi avem și susținerea prefecturii, vorbim cu cadrul legal în mână și o să fac o singură precizare. Dacă astăzi se va vota un proiect de hotărâre de acest fel, cu siguranță va fi un proiect nelegal. Și toată lumea știe că un proiect nelegal are și consecințe. Respectiv, orice consilier local care votează în general un proiect nelegal, cu siguranță face un abuz în serviciu și este, poate fi pedepsită prin plângerea penală. Știu că este amuzant, nu vă supărați de mine, repet, vorbesc în cadrul legal. Să rugați pe domnul președinte să ne trimite și banii când vine. Eu, repet, vă spun informativ ce se întâmplă cu un proiect nelegal. Nu am spus că astăzi se va vota acest proiect nelegal. Noi avem niște colegi din aparatul de specialitate, analizează legalitatea proiectelor. De acord. Da, și acest proiect este legal, nu? Există un aviz de legalitate, înțeleg. Va fi aprobat de ustare. Mulțumesc. Permite și mie, cu vizia de legalitate a acestui proiect, cred că sunt cel mai în măsură să vorbesc. Înainte de a vorbi de legalitate, aș vrea să-i asigur pe distinși elevi, copii, că eu cred că toți în această sală, fie în calitate de autoritățile administrației publice, fie în calitate de părinți sau bunici, ne-am dorit și ne dorim ca copiii noștri, elevii din tot municipiul legii toată țara, să fie recompensați pentru meritele deosebite la învățătoare, fără doar și poate. Din păcate,
sigur, această atitudine de presiune, mă rog, nu vreau să o comentez, vreau să mă refer doar la legalitatea acestui proiect. Cu toți dumneavoastră ați invocat atât articolul 82 cât și articolul 105, 82 l-am dezbătut și în ordinul, în decizia inspectoratului, dar aș vrea să vă citesc și articolul 111 alineatul 4, de care nu se face vorbire și îl ignoră cu toții. Autoritățile administrației publice locale hotărăsc alocarea de fonduri din veniturile proprii ale acestora cu participare la finanțarea de bază și ca finanțare complementară a unităților de învățământ pe universitar de stat. Vreau să vă aduc la cunoștință că atât Constituția României, cât și Codul Administrativ prevede că nici autoritate publică la nivel central și județean nu poate crea sarcini Consiliului Local fără să aloce și suma și finanțarea aferentă. Da, ce spuneți dumneavoastră că ar fi nelegal? Nu este nelegal nimic în această hotărâre, ci doar această hotărâre a preluat acele sume și acele burse date prin decizia inspectoratului școlar. Ca o părere personală, ca jurist, n-am regăsit temeiul legal acelei decizii, ca și nivel de cuantum, ca și criteriu. Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit ca inspectoratul să dea doar o sumă alocată pe municipiul Onești. Consiliul Local, potrivit atribuțiilor legale, ar fi trebuit să stabilească doar nivelul, cuantumul sumelor, iar toate celelalte, așa cum a spus foarte bine și doamna director, urma să fie discutate, să fie aprobate aceste criterii în consiliile de administrație ale școlilor. Cel puțin eu așa interpretez. Mai departe, dacă sumele alocate de la bugetul de stat sunt insuficiente, ceea ce se întâmplă, ceea ce se întâmplă, asta este realitatea, într-adevăr, există posibilitatea ca bugetul local să vină să suplimenteze. Dar așa cum a spus și colegul meu, directorul executiv, de la direcția economică, la momentul ăsta noi nu știm ce diferențe sunt, nu avem absolut nicio informație dacă ar mai trebui, dacă sunt de la 8.50 la 10, câte burse sunt, urmează ca ulterior să analizăm, să vedem ce înseamnă ca și efort bugetar și dacă compartimentul de specialitate, inspecție, direcția economică, va considera că bugetul poate fi sustenabil, bugetul local, va prezenta Consiliului Local un proiect de modificare sau de completare acestuia. În ceea ce privește nelegalitatea, repet, eu am avizat de legalitatea acest proiect, fiind convins că îndeplinește absolut toate condițiile de la Constituția României, Codul Administrativ, Legea Învățământului și așa mai departe. Și domnul prefect, dacă va considera că nu este legal, nu trebuie să ajungă în instanță. Poate dânsul chiar să oprească până să ajungă în instanță de mers. Măsura în care instituția prefectului va considera că acest proiect, dacă va deveni hotărâre, nu știm să vedem cum va vota Consiliul Local, instituția prefectului o va ataca în contencios administrativ, iar din momentul ăla este suspendată. Deci nu putem acorda niciun fel de bursă la nivelul municipiului Onești. Asta e procedura legală pe care... Mă scuzați dacă îmi permiteți să adaug. Ați spus că o să vă interesați și că o să căutați, dar domnul primar tocmai a spus că s-a văzut cu una dintre colegele noastre și că știa de această problemă de ceva timp. Stați o secundă. Iar nu-mi puneți niște vorbe în gură. Eu vă apreciez. Chiar mă bucur că văd niște tineri implicați. Asta dă speranță că România are viitor. Mai sunt tineri frumoși, capabili, implicați, care ne dau o speranță că România merge înainte. Dar de la spune că am avut o discuție, la moment, mă repet, deși am mai spus o dată, la momentul ăsta, în momentul respectiv, a fost doar o discuție de principiu, neapărând, la acel moment nu exista această lege. Deci să spuneți că am vorbit pe tema asta, că nu existau sume. Nu, stați o secundă. Nu se puse problema de alocarea banilor. Nu se știau dacă vor veni bani de la guvern, nu vor veni, câți vor veni. Dumneavoastră a început dinainte să existe această sumă și putea să înceapă încă de când a fost investit această hotărâre. Da. Eu am asistat la acea întâlnire între domnul primar și colega dumneavoastră și nu a fost vorba de mine. Aș vrea să rămân în discuție, lucruri la care nu am fost prezent.
Toată aprecierea mea este dumneavoastră. Aveți scuzele de vivare datorită vârstei, nu e nicio problemă. Dar mai e o problemă. Eu, ca și consilier local, am în față o hotărâre care are un aviz de legalitate dat de secretarul UATM. În acest moment, nu am niciun motiv să am vreo suspiciune în dubiu ce vreți dumneavoastră împotriva privind acel aviz de legalitate. Eu consider că acel aviz reprezintă baza de plan pentru care eu trebuie să învățez hotărârea respectivă. Eu o să finalizez discuția cu o simplă întrebare. Nu considerați că elevii sunt prejudiciați, având în vedere că un ordin de ministru spune că media este de la 8-50 în sus, iar o decizie care doar arată ce sumă a venit de la stat și atât nu stabilește și nu obligă primăria să dea un anumit număr de burse, nu considerați că elevii sunt prejudiciați tocmai din acest lucru, pentru că nu vor primi burse de la 8-50 conform legii? Eu consider în primul rând că elevii au fost păcăliți. În momentul în care minunatul nostru guvern a spus că va aloca niște burse la tine fără să bugeteze bursele respective, punându-ne pe noi în situația de a avea aceste discuții. Dacă acest guvern bine intenționat, așa cum vrem noi să credem și cum credeți dumneavoastră, chiar îi interesa viitorul tinerilor, nu venea cu această păcăleală. Dumneavoastră în momentul ăsta ați fost păcăliți de acest guvern care... Vedem și noi ce faci la nivel de... Nu ne-a păcălit doar în situația dumneavoastră. Ne tot păcălește de câteva luni de când de la românii și-au pus speranțe mari în el. Cu acest lucru sunt de acord și în acest sens derulăm și noi și trimitem adresă către doamna ministre la minister. Și am informat-o că în județul Bacău au ajuns doar 9 milioane și că situația este scandaloasă, pentru că totodată empatizăm și cu administrațiile și înțelegem ce înseamnă. Da, noi ne ocupăm și de partea aceasta, să nu se înțeleagă greșit. Nici noi nu suntem de acord că guvernul nu a trimis banii cât să acopere cuantumul minim prin lege, pentru că, într-adevăr, fiecare primărie dă ce cuantum vrea, dar trebuie să le îndeplinească pe cer mie. Noi și ce poate. De vrut, noi avem o inimă mare. Chiar am vrea să dăm, mie mi se pare extraordinar de puțin o bursă de 100 de lei. Adică mi se pare că... Când se stabilește ceva... O glumă și această 100 de lei. Prima dată trebuie să se respecte legea și aceasta fiind o obligație legală și nu o contribuție facultativă, deși salut decizia de a da și de a sprijini financiar văduvele și veteranii de război, aceasta este ceva facultativ. Bursele reprezentând întâi obligațiile legale este o prioritate. Dar, repet, sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră, doar că există o simplă soluție. Acum să se dea bursele conform legii și ulterior la vară să se facă rectificare bugetară și să se solicite bani. Pentru că este o procedură și aceasta, să se solicite bani de la Ministerul Finanțelor. În primul rând trebuie să avem banii respectivi. Aici există o problemă. Cu asta, adică noi acum să scoatem 2 milioane de undeva, noi ne-am cramponat de câteva zeci de mii, sute de mii la un moment dat, când am făcut bugetul pe anumite direcții. Să scoatem acum 2-3 milioane de lei, nu avem fizic de unde să-i scoatem. Așteptăm să-și revină guvernul. Poate în urma demersurilor care le faceți dumneavoastră, poate își revine și suplimentează sumele. Noi avem experiențe cu guvernul din anii anteriori, când legea spune că trebuie să dăm niște salarii asistenților personali. Bani care ar trebui să-i primim de la guvern. Nici anul ăsta, suntem în aceeași situație, trebuie să dăm banii care îi primim, cum ar veni de la guvern, bani care nu au venit în totalitate, trebuie să-i suplimentăm de la bugetul local. Sume destul de mari, acolo chiar nu avem nicio soluție, ei sunt angajați direcții de asistență socială. Am avut experiența 2014, cred că, când... Guvernul de la vremea respectivă dădea, când și-aduce aminte, salariile pentru asistenții personali. Dădeau banii până prin luna iunie, după care îi mai dădeau la sfârșitul anului. Oamenii respectivi, acei însoțitori a persoanelor cu dizabilități, trebuiau să mănânce, trebuiau să-și hrănească copiii sau persoane care nu însoțeau. După vreo două luni de neacordarea salariilor, pentru că nu le primăm de la guvernul, ne-am hotărât, am făcut ce am putut, am scos 600 de mii și am dat salariile asistenților personali. În
toamnă, spre sfârșitul anului, când s-a făcut echilibrările bugetare, cei care nu au dat și au ținut pe oameni fără salarii jumătate de an, au primit sumele, de unești a spus, a, ați dat înseamnă că ați avut. Și nu i-au mai dat. Tipic guvernelor de orice fel, nu neapărat, acum nu trebuie să iei din obiectiv, nu ai pe ăștia care ne conduc la momentul ăsta. Nu, nici nu mai mănânc aminte ce guvern ne conducea la, momentul, la acel moment. Cu categorii, dacă noi am fi avut banii și am fi dat aceste sume acum, a, vrea să mai am făcut, dar se făcea la teamă echilibrare, zicea, a, ăștia au avut, eu să dea. Bun, că noi nu avem, ne-am fi dorit să-i avem banii ăștia, încă o dată spun, și încă o dată spun, suma oricum mi se pare foarte mică, mi se pare ironic de mică, 100 de lei o bursă pentru un tânăr. De acord, da, puteți. Dau cuvântul doamnei Sticlaru. De aceea consider că amendamentul este binevenit, amendamentul prezentat. Repet, în cazul în care nu sunt suficiente solicitări pentru un anumit tip de bursă, acestea se poate să fie redistribuite către o altă categorie, punctuale. Cum? Dacă pentru, dau un exemplu, la orice altă unitate școlară nu sunt suficiente solicitări pentru bursele de ajutor social, atunci aceste burse de ajutor social, pentru că reprezintă același cuantum, să fie redistribuite către bursele de merit și atunci mult mai mulți elevi ar putea să intre în posesia burselor. Mulțumesc foarte mult! Așadar... Nu mai puțin, ca să înțeleg, să nu să procedem, să greșim. Doriți o completare a aliniatului 2 sau schimbarea aliniatului 2 în forma pe care ați prezentat-o dumneavoastră? Aliniatul, o completare. Deci aliniatul 2 rămâne în forma asta și se completează cu ceea ce ați spus dumneavoastră, da? Supunem la vot amendamentul. Mai o secundă, vreau să întreb pe domnul secretar și pe domnul Ștudungeanu dacă există cadrul legal pentru amendamentul propus de doamna Sticlaru. El e de, mi se pare, o porțiune, dar... Articolul 20. Prin legislații naționale, pentru că Consiliul de Administrație poate stabili criteriile în cazul în care fondurile sunt suficiente. Păi, dar tocmai asta nu și există mai devreme. În felul acesta, din punctul meu de vedere, acest amendament îndreaptă cumva greșeala, din opinia mea, a inspectoratului atunci când a alocat sumele pe fiecare bursă, sau mă rog, o completează, să nu zic altfel. Deci, eu nu văd să vină în contradicție cu legea, ci din potrivă respectăm tocmai prevederile articolului 82, aliniatul 3 din legea învățământului. Criteriile generale de acordare a bursă stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, a burselor de studiu, a celor de studiu de ajutor social se stabilesc anual de consiliile de administrație ale unităților de învățământ, limitele la fondurile repartizate și în raport cu integritatea efectuării pe către elevii activităților școlare. Așadar, există o sumă pe localitate, o sumă alocată pe fiecare școală și de acolo școala. Dacă aici nu am înțeles, eu sincer vă spun, am înțeles de ce inspectoratul a dat câte burse de merit, câte burse de ajutor și așa mai departe, din punctul meu de vedere, n-ar fi trebuit. Acest lucru era în comunicația consiliilor de administrație să stabilească în cadrul sumelor alocate. Exact, bugetul rămâne neschimbat. Okay. Supunem la vot cu amendamentul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Și acum supunem la vot proiectul de hotărâre în forma amendată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la punctul 24. Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Onești cu societatea comercială de gaz Grid S.A. în vederea executării obiectivului de investiții, extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor din municipiul Onești, strada Industriilor, numărul 3, bloc 5, județul Bacău, și aprobarea contractului de cofinanțare și a indicatorilor tehnico-economici pentru executarea obiectivului de investiții.
Dau cuvântul domnului secretar. Ca urmare adrese 10.00 Green Elsan, distribuitor de utilități publice, energie electrice și gaze naturale, care ne aduce la cunoștință că în urma analizei dosarelor de extindere, rețele de distribuție energie electrică de raza municipiului Onești, prima necesară cu finanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție energie electrică în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor din municipiul Onești, la reindicilor numărul 3.5 din partea OATE Onești este de 151.974.45 de lei, valoarea totală a lucrărilor fiind de 255.418.73 lei TVA, pentru asigurarea unor condiții optime de drept pentru locuitorii municipiului Onești prin accesul la utilitățile publice. Se solicită aprobarea încheierii contractului de asociere, contractului de cofinanțare și indicatorilor tehnico-economici prin executarea obiectivului de investiții. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre care m-a prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentanților Comisiei de Specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Domnul Dardu. Bun, este acest faptul că v-ați gândit la acel loc, pentru că chiar era o zonă uitată de timp și de interesul administrației și pe lângă curent am mai avea nevoie și de alte lucrări din zonă, cel mai discutat sunt doamna administrată. Mulțumim foarte mult. Dacă nu mai sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la punctul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Onești și județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului reabilitarea strada industriilor a municipiului Onești. Dau cuvântul domnului. Având în vedere situația existentă, considerăm că tradiția în industrie, precum și îmbunătățirea treptată a infrastructurii și a investițiilor care conduc la creșterea numărului de angajați în cadrul companiilor, vor putea duce la dezvoltarea economică, socio-economică a municipiului. Înțeleg că această investiție reprezintă prioritatea atât pentru administrația locală, cât și pentru bugetul Bacău, strada industriilor prin arteria principală pe care se află inima economică a municipiului Onești. Costa Carone, Sam, Crafu, Atlantin de Roserv și Cun Complex. Stația de sortare deșeuri, o multitudine de alte societăți, precum și faptul că faptul că strada poate funcționa parțial ca o centură de ocolire a municipiului, având acces din drumul național. Pentru realizarea obiectului asocierii, contribuția municipiului Onești constă în finanțarea procent de 10% din valoarea lucrărilor de execuție a obiectului, restul finanțării respectiv 90% din valoarea lucrărilor de execuție, fiind asigurată de către județul Bacău. Valoarea totală va fi cea rezultată în urma aplicării procedurilor de achiziție publică pentru servicii și lucrări. Față de cele menționate, spunem că aprobare proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Onești cu județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții reabilitării strada industriilor în municipiul Onești. Raportul de specialitate tocmai a fost prezentat, dau cuvântul reprezentanților comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Eu aș vrea. Da, domnul Cristian. Mă bucur că anul acesta la ședința de buget se schimbă roata norocului în ceea ce privește strada industriilor. Intrasem deja într-o rutină în anii trecuți la ședințele de buget. Eu și colegii mei de la PSRO aveam puține doleanțe, printre care și aceasta a reabilitării străzii industriilor. Domnul primar Gnatiuc aprobat, nimic nu se întâmpla, venea anul următor, venea bugetul aceeași pe SDT. Așa cum consiliere cu străzii, ce luat așa? Haideți să vedem la sfârșitul mandatului. Eu vorbesc după 4 ani de zile de mandat. Dumneavoastră mai aveți așteptat încă vreo 3 ani până să afirmați același lucru. Îi felicit pe conducătorii celor două instituții care astăzi vor să-și dea mâna în realizarea acestui deziderat și sunt convins că administrație fără economie nu se poate. Nu aici să administrezi dacă nu pui accentul pe economie. Alte discuții? Dacă nu mai sunt, pun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul numărul 26. Analiza raportului de follow-up, numărul 396, din 22.03.2021, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de duce de la îndeplinire a măsurilor dispuse
prin decizia numărul 34 din 3-8-2017, împreună cu decizia numărul 34-2 din 30-3-2021, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 34 din 3-8-2017. Dau cuvântul domnului secretar. Da, aici prea mult nu ar fi de spus, doar că în temeiul articolului 33 aliniatul 1 din legea 94/93 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi și ale punctului 180 de regulamente pentru organizarea și desfășurarea activității specifice Curții de Conturi, a fost transmis spre analiză raportul de follow-up numărul 396 din 22-3, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia 34 din 3-8-2017 și prelungită ulterior prin decizia 34 din 30-3-2021. Va fi prezentat Curții de Conturi, un extras din procesul verbal al ședinței, și eventual cu hotărârile sau deciziile care dumneavoastră le luați, le specificați cu privire la acest raport. Nu mai dau citire, că vă dați seama că ori a fost transmis pe mail fiecare pe dumneavoastră. Raportul a fost prezentat. Avem discuții pe marginea raportului. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Nu, 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 nu. Este doar o prezentare. La punctul 27 sunt probleme de interes local. Trecem la punctul 28. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Onești prin Consiliul Local al Municipiului Onești cu Clubul Sportiv Municipal Onești în vederea susținerii și realizării în comun a competiției Cupa Nadia Comăneci, ediția a 7-a. Dau cuvântul domnului secretar. Competiția sportivă Cupa Nadia Comăneci se află la ediția 7-a și este o tradiție în municipiul Onești, pentru o competiție sportivă anuală dedicată tinerilor gimnastici din categoria a 3-a. Competiția este inclusă în calendarul competițional al Federației Române de Gimnastică, fiind o competiție importantă pentru tinerile sportive la care participă cele mai bune gimnastici în această categorie de vârstă. Față de cele sus prezentate, raportarea responsabilității finanțării programelor sportive ale fondurilor sportive de drept public, înființate pe raza Unității Administrative Teritoriale, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Onești prin Consiliul Local cu Clubul Sportiv Municipal Onești în vederea susținerii și realizării în comun a competiției de campionat de economici, ediția 7-a, forma prezentată. Raportul tocmai a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Vă mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Ultimul pe ordinea de zi, probleme de interes local. Dorește cineva să pună vreo problemă? Da, domnul Zărcu. O singură întrebare, domnul primar, dacă spun cumva cu răspuns ceva de la Andres, legat de subiectul care l-am discutat. N-am primit în cartea asta. Am și eu un lucru care mi stă pe suflet la punctul 20. Ce am greșit noi la punctul 20 de v-ați obținut? Poate am greșit și revenim asupra lui. Informațiile care le avem ține de un proiect anterior ședințe acestea, acel teren, n-a fi fost terenul inițial ar fi fost în registrul primăriei și am avut îndoieli legat de legalitatea proiectului și de acesta, dar și de acela interior. Acestea sunt motivele pentru care ne-am obținut și legat de legalitate. Informații cu privire la... Legalitatea, pentru că la ședința anterioară a fost atestat la domeniul privat, iar atunci și scris provizoriu. Acea atestare am avut noi dubii legat de legalitatea aceleia. De ce? Care a fost? Că nu am înțeles. Are informații care le aveam. A, bun. Nimic aceea, nu legat de oportunitate, ci doar de legalitate. Da, vă mulțumim. Alte probleme? Nu ne vedem, dacă nu mai sunt probleme,
de care se vorbește de astăzi. Vă doresc o seară frumoasă. Bună seara!